Opa, lasă mai încet. Opa. Opa. Hai, că schimbăm și la o domnișoară aici. Bă, ești dement. Opa, scoate-i, bagă-i controlul la loc. Deci astăzi am făcut cea mai mare prostie, să accept să merg cu tine în halul ăsta cu mașina asta. Acest clip trebuia să fie unul mai lung de două părți, unul în care eu spuneam părerea mea despre mașina asta, vă spuneam cât de mult seamănă cu un BMW, sau vă detaliam motorul cum a făcut Vlad, sau mă dădeam de cur cu ea cum a făcut Stax, sau o puneam versus Supra veche cum a făcut Autovantis. Cert este că v-ați săturat de content cu mașina asta, cu noua Toyota Supra. Dar din lipsă de timp, nu am putut să fac clipul din două părți, adică să vă spun părerea mea despre mașină și să o aduc și la Craiova să o filmăm cu Mihai, așa că va trebui să le îmbinăm, să facem două într-unul și poate așa mai stoarcem și noi câteva vizualizări din mașinuța asta, din bijuteria asta. Părerile sunt împărțite despre noua Toyota Supra, dar acum le vom împărți și mai tare, pentru că în spate la cameră se află domnul Automaster Chef by Mihai Popescu. Și hai să vă mai spun un lucru înainte, repede, repejor. Vedeți că au început să apară boții și la YouTube-ul din România. Sunt boți, da, care fură poza mea și se numesc Telegram Mașini cu Luci Popa și vă invită să vă duceți pe Telegram și să le dați niște bani ca să nu știu ce. Nu, ăla nu sunt eu. Singurul grup sau singurul mod prin care puteți comunica pe Telegram cu mine este prin grupul de Telegram cu abonații care se află în descriere. Și dacă primiți astfel de mesaje, dați-mi-le încoa să le dau eu report sau dați-le voi report și le șterg eu mai departe. Și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru un weekend, un city break sau orice, intrați pe mașinilacheie.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă ai o firmă de rent-a-car, vrei să scrii vânzările, să ai tot managementul firmei într-un singur loc, dă-le băieților de la mașinilacheie.ro un mesaj, ai linkul în descriere și sunt băieți buni și susțin canalul așa cum și voi îl susțineți printr-un like, share sau subscribe. Hai, nu mai lungim! Mașini cu Luci Popa începe! Hai, Popa, spune poezia repede. Ce să spun poezie? Că spusei destul de mă hai, încep să spun eu poezia. Este a cincea generație a unei mașini emblematice, care s-a făcut până în 2002, la început. Da. Iar în 2019, Toyota și-a zis, hai să umblăm prin cutia cu amintiri. Cutia cu și-a umblat bine. Povestea e lungă, dacă este să ne raportăm la istorie. Primele Supre au fost niște versiuni cu 6 cilindri al lui Celica. După aia Celica a trecut la platformă cu tracțiune față, apoi a apărut Supra, model de sine stătător cu 6 cilindri, tracțiune spate, nu știu ce, și apoi în 1993 a apărut a patra generație, s-a vândut timp de 9 ani și ghiși ce? N-a cumpărat-o nici dracu. Dar n-a cumpărat-o nici dracu. Nu în România, punct. A fost un eșec comercial. Au început să se cumpere Supre doar după ce a apărut Fast and Furious. Noi suntem o nație de ipocriți. Am avut o mașină, o nație, o planetă de ipocriți. A fost o super mașină pe care nu o cumpăra nici dracu și gata, a venit Paul Walker, i-a dat-o lui ăla cu Ferrari-ul și lui Vin Diesel cu Charger-ul, gata, mașină de cult. Vezi ce înseamnă puterea media? Puterea media, dar pe vremea aia Nissanul GT-R era, Nissanul Skyline GT-R era o mașină bună, istorică, emblematică. Ei, tâcă, tâcă. Când eram eu tânăr flăcou, mă amintesc că Carlos Sainz pilota... Ce mașină pilota Carlos Sainz? Toyota Celica GT4 în VRC. Bravo! Exact. Și era wow. Era wow. Era, dar aia era mașină de raliu Toyota. Dar apropo, știi faza cu ei? Cum au trișat? Au trișat ăștia de la Toyota în VRC. Ups! Da, au fost banați pentru câteva curse pentru că avea turbina mai multă presiune decât... Dieselgate, era mai de mult. Dar să nu uităm că același Carlos Sainz așa. A câștigat Dakarul cu Touareg. A câștigat Dakarul cu Touareg și tot vrea să-l câștige și nu mai poate de atunci. În fine, să ne întoarcem. Același Carlos Sainz a făcut un copil care acum e în Formula 1 pentru Ferrari. Bravo, ce-a trecut timpul, vezi? Da. Să ne întoarcem la mașina de astăzi, pentru că, într-adevăr, e o Toyota foarte frumoasă. Toyota, mult spus și frumoasă, da. Se spune că este supercarul de buget. 65.000 de euro. În România, o singură echipare, GR Supra. Apropo, GR-urile au 3.0. Suprele normale au 2.0 și nu se numesc GR. Asta este un GR singura disponibilă la noi și știi ce e mișto la ea? Că poți să pui manuală pe ea. Wow! E, bravo Toyota! Și o să vorbim și despre bravo... Atenție! BMW-ul nu mai are manuală. Da, avea pe Z4... O să povestim. În prezent nu mai are. Hai să spun care e șmecheria cu... Nu mai are pe
mai multe mașini, are pe seria 1, are pe... Păi vreau să zic de o mașină de genul ăsta, nu pe seria 1. În Europa se mai vindea Z4 pe manuală pe 2.0. Și hai să spun, multă lume zice, că, adică există o controversă, de unde vine cutia aia? Că e cutia de pe M4, că e cutia de pe M2, că nu, fii atent. Hai să spun de unde vine cutia manuală de la Toyota Supra, da? Pe Z4, așa. Codul de piesă la cutia manuală este așa, GS6L40LZ, adică GS cutie de viteze, 6 viteze. În 6 viteze, la... montat longitudinal, 4 vine de la B48, motoarele 4 cilindri au indicativul 4, da? 0 și LZ. Mă rog, și după aceea vine cutia asta pe manuală de pe Supra, care este GS6L50TZ. Da, 5-ul vine de la B58, motorul, da, de pe ăsta, că se pune doar pe 58-uri. Înțelegi? Și mă rog, câteva modificări. Deci este o cutie adaptată de Z4. Nu este cutie de GR Yaris reproiectată. Nu este cutie de Toyota. Nu. Este cutie ZF făcută în colaborare cu BMW și cu Toyota pentru mașina asta. Nu se pune pe M2, nu se pune pe M4. E cutie strict pentru asta. Mă refer la manuală, că noi avem aici ZF-ul 8HP, pentru că normal că cei de la Toyota n-au luat una manuală pentru... În sfârșit, Toyota și cu discuri de frână și cu etrieri corespunzători. Și da, pe față și pe spate. Și pe față și pe spate. Bineînțeles. Știm ceva despre împărțirea greutății pe punct? 50-50. Wow. Și mai are o chestie. Da, se spune că raportul ideal pentru dinamică între ampatament și ecartament să fie 1.55. Știi care asta? 1.55. Da. Dar hai să vezi o chestie. Mașina a trebuit să fie făcută pe platformă de Z4, ceea ce înseamnă Austria, că în Austria la Magna Steyr, da? Care are o fabrică care face mașini destul de speciale. A fost primul X3, așa. Chrysler 300C, G-Class se face acolo. Dar G-Class nu s-au făcut și Grand Cherokee de Europa? Posibil să se fie făcut cel acolo. S-au făcut mai multe oricum. Un Mitsubishi Colt CZC, vezi aici? Vezi? Punctul de prindere al ușii, aici. Da. Vezi? Ei, asta a fost lățită ca să se facă Supra. Aici, ăsta e Z4 și de aici se continuă cu Supra. Da? Why the body kit? Flanșele amortizoarelor, punctele de montaj ale motorului, da? Toate astea au trebuit să rămână la fel. Ceea ce înseamnă că prototipul ăla pe care l-a făcut ei prima dată, Toyota FT1, ăla care trebuia să fie Supra, ăla n-a mai intrat în producție și dimensiunile și designul lui a fost adaptat pe o platformă de Z4. De asta, din unele unghiuri, mașina pare un pic disproporționată. Hai să vezi. Uite cât de mic este, cât de mică e suprafața vitrată. Uite cât de înaltă e capota pentru o mașină sport. Vezi? La FT1 n-a fost niciodată așa. Mașina era mai lată, era mai lungă, avea apartamentul mai lung. Dar asta fiind un BMW adaptat, apropo, suntem o nație de ipocriți. Vezi o Toyota Supra, frumos BMW. Auzi, mă, dacă vezi o Alpina, care e același tratament, piese de BMW cu calibrare de Alpina, cum e asta, piese de BMW cu calibrare de la Toyota, mai zici că e BMW, zici, ce Alpina frumoasă, domnule, aveți frumos, nu? Nu zici, da, mișto BMW, fraiere, știi? Nu, suntem o nație de ipocriți. Dacă mă întrebi pe mine, în lumea BMW-urilor din România, această mașină nu va apare niciodată, pentru că Toyota a făcut-o perfectă, dar a greșit motorul care se ia de la BMW. Dacă lua 6 în linie pe motorină, poate că și românii se uitau un pic spre ea. Vă dai seama, un Supra 3340D, cred că era rupere. În schimb, ăsta are B58-ul, care are o modificare specială pentru Toyota, adică e calibrat pentru Toyota. Hai să-mi arăți pe bagajul și pe urmă uităm la motor. O, că ți-arăt, dar stai să-ți arăt câteva chestii înainte. Sau farul, da? De ce vrei să-mi arăți întâi? Nu, o să-ți arăt și farurile. Așa, vezi? Deci, aici există un flaps. Ăsta se poate demonta pentru mai multă răcire dacă mașina este modificată și B58-ul primește mai multă putere. Aici, dacă vrei să răcești frânele, ăsta se poate scoate. Sau dacă vrei pentru să eliberezi presiunea de sub capotă, să ai un canal aici, presiunea din pasajul roților, mai aici un canal pe care le poți deschide, știi? Bun, aici, în spate, la fel, poți deschide, găuri partea asta și să mai... niște aerodinamică și niște răcire pentru frâne, dacă vrei. Mașina asta a fost pregătită pentru tuneri. Hai să arăt și portbagajul, care, din păcate, cheia e în portbagaj și nu are buton. Ceea ce înseamnă că mașina... Cum nu are buton? Se deschide dinuntru? Se deschide dinuntru sau din cheie. Aha. Da. Și stai să arăt și cheia, dacă tot suntem aici. Apropo, ăsta e spatele, evacuare. Difuzorul e fals. Avem luminile pe care o să le arătăm după. Frumos, evacuări reale. GR Gazoo Racing. Europenele au și emblema de Toyota, americanele nu au decât Supra. Și asta e fontul de pe Supra Mark 4. Așa. Portbagajul 290 de litri. Uite, dar e de vezi, destul de încăpător.
Are loc controller, un ghiozdan, da, un laptop. Da, dar nu are gura de desfacere prea mare. Da, mă, nu vei căra frigidere cu supra. Nu vrei căra, mai știi, ai două subwoofere acolo și vezi că portbagajul e deschis. Adică tu poți să bagi acolo. Pe mașina asta este liftback, domnul Popa. Da, sau da, e... da, dar nu ai despărțitor. Ai în două volume. Da. Mașina asta e în două volume. Da, e în două volume, dar tu nu înțelegi că tu poți să intri din portbagaj, poți să intri dinăuntru. Păi, înțeleg, da. Bun, stai stară cheia. Dacă pui cheia asta pe masă într-un club, așa... Bă, nu cred așa ceva. Da. Dacă pui cheia asta pe masă într-un club... Păi de capul meu. O să vină toate femeile la tine, și de ce? Că o să creadă că e cheie de BMW. Cheie de seria 3, deci mai multe BMW-uri, și de Z4, de BMW. Toyota. Toyota, uite, până și mașina de pe... E un BMW. Așa. Destul de trist, pentru că vechea Supra nu avea nimic în comun cu nicio altă mașină. Da, da. Asta este lumea în care trăim. Da, dar hai să spun, s-au dus nemții. Nemții au avut un interes. Hai să spun. BMW, nemții de la BMW s-au dat bine pe lângă Akio Toyota, știi? Și a zis, nenea Toyota, ne dați și nouă tehnologia de hidrogen, că vrem și noi. Noi n-am mai făcut progrese cu Hydrogen 7. Aha. N-am mai făcut. Vrem și noi să mai facem niște progrese la capitolul hidrogen. Ne dai și nouă tehnologia de pe Toyota Mirai, de pe... Și Toyota a zis nu. Și atunci BMW a zis, auzi nenea, dar dacă vă facem noi o Supra frumoasă, roșie... Da, facem un barter așa. Da, facem un barter așa. Toyota a zis, hai, punem noi jumate, voi jumate, vindem destule mașini cât să fie profitabil, hai mă, luați asta. Și la anul apare BMW X15 hidrogen cu tehnologie Toyota, ca urmare a parteneriatului. Dar mașina există... Dacă nu era parteneriatul ăsta, nu mai exista Supra. Nu mai exista nici Z4, ceea ce înseamnă că aveam două mașini sport în minus. Și asta înseamnă că nu mai sunt mașini sport pe piață. Dacă dispăreau astea două, ce mai puteai să-ți iei în gama asta? Cayman, M2 care nu se mai fabrică, deci totuși e bine. Toyota, dacă tot ar inventa Supra și de ce putea să se gândească, o Supra electrică. O să fie, dar o să se numească Deasupra. Apropo, numele ei știi că vine dintr-un latin. Dintr-un cuvânt latin. Bă, sincer, nu mă... Ba da, nu, care chiar asta înseamnă mai sus, deasupra. Mai sus, da, da. Supra. Păi da, cred, păi da, din latin este vine sub cuvântul deasupra. Hai, arată-mi farul de portbagajul, l-am văzut, motorul cam înghețat de frig. Și dacă ea e o Toyota de nu bagă căldură... Nu, asta bagă. Asta bagă. Bagă la 22 de grade, te c*** pe tine de cald. În ea. Mașina asta... Mașina asta este supra-realistă. De două ori ca la BMW. Blingu de BMW. Bă, nu cred așa ceva. Da, mă. Păi mă, dar stai puțin și... Oficiul ăsta, cum se numește, al identității proprii, de la de identitate de marcă, că e o instituție care zice, bă, stai așa, bă, mărcile astea auto au și ele niște limite, bă, pă, aici se termină BMW, aici începe aia, aici începe Mercedes, aici. Păi, da, da, uite, cum poți să o reproduci scară la scară? Scară la scară, pentru că și Toyota, da, face Suzuki Swift, face Mazda 2 Hybrid. Eu nu le-aș permite atât de mult. Eu n-am nicio problemă cu chestia asta. Adică, păi atunci la ce mai cumperi fie... doar un exterior care arată altfel? Și calibrarea. Adică motor, da, mă, cutie, suspensie, frâne, SP, etc. Corect, dar să-mi facă ding-ding ca alea de se strică în fiecare zi, nu cred așa ceva. E totuși Toyota. E totuși Toyota și are garanție. E BMW-ul cu cea mai mare garanție. Sunt posesori de BMW care și-au pus ca tonel notificare ding-ding ăsta. Zici, bă, să nu mai am pe băltăi de inima iure. Așa știu, mă obișnuiesc cu sunetul. Te obișnuiesc cu sunetul. Ia deschide aici capota. Mamă, cât e de mare față de tine. Aluminios. Păi stai să vezi cât e de la motor până aici. Eu n-ajung, e aproape un metru. Este fix amplasare de... Ia uite, ce avem noi aici? Da? Ce avem noi? Ia uite, stai că mai scrie undeva pe aici. Uite, aici. Da, ce scrie aici? Și la seria de șasiu. Și oricum mașina asta, dacă e, stai puțin, gândită pentru piața americană, în primul rând. Și omologările? Da. Ce omologări? Păi cu astea de producător, IB. Da, nu contează, nu e că IB, dar ce e aici? A, Toyota. Nu, mă, nu! Vezi, sigla de BMW. Da. Dar observ o chestie, parcă e un pic montat cam sus. Păi e montat ca la Z4. Mașina trebuia să fie joasă prin design, dar platforma de Z4 a însemnat că ăsta trebuia montat sus. Cu toate astea, fii atent. Apropo, asta e foarte mișto. Mașina este mai rigidă decât un Lexus LFA și deși n-are motorul boxer ăla pus jos ca la GT86, are centrul de greutate mai coborât decât el. Asta înseamnă calibrarea lui Toyota. Și în plus față de Z4, Z4 e o decapotabilă, e un roadster, asta are plafonul
da? Rigid, ceea ce înseamnă că e mai rigidă, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie mai plăcută la condus. B58, lanț, injecție directă, da? Configurație closed deck la motor. Ce să-ți mai spun? La asta are și evacuare în galeria de evacuare. Închiuloasă. E totul. Nu știu dacă e ultima revizie a motorului, dar noi nu primim versiunea de 382 de cai putere în Uniunea Europeană din cauza normelor de emisie. Așa că ăsta n-are ultima versiune de B58. Da, mă, springul, lasă-l, dă-l încolo. N-are ultima versiune, e tot aia de dinainte, cu cel la final, care s-a pus pe Supra. Noi n-am primit-o pe asta nouă, dar de s-a pune pe M340 și mai departe americanii, moldovenii, mai nou cred că și britanicii, că nu mai trebuie să mai pună filtrul de particule pe ea, că asta are filtrul de particule și aia o primesc, da. Să fii atent, aduce aminte că am vorbit la alte modele Toyota despre fiabilitate. Așa. Uite-te atent la acest motor care are și coliere de metal. Și de plastic. Și de plastic. Și racordurile astea de plastic, când vor fi puțin bătrâne și încălzite de milioane și răcite de milioane de ori. Lasă bă, că ai 6 ani, 200 de km garanție de la Toyota. Asta e cea mai tare, să ai un BMW cu garanție de Toyota. Mi se pare fenomenal. Hai, joacă-te la lumini un pic și du-mă la plimbare. Du-mă acasă, măi, tramvai. Deci ar trebui să conduc eu. Conducem amândoi. Nu, că vreau doar eu să te sperii. Ne. Lasă că conducem. Bine, amândoi. Mergi tu, mergi. Amândoi. Îmi place că n-are soft limiter. Are moduri de condus ceva? Normal și sport. N-are Eco Pro, n-are... E, asta e bine. Asta n-a vrut Toyota. Da? Mai bine. Am venit de la București cu ea cu consum de 6.9. Știu că 6, la cât ești de îndrăcit, ai mers în spatele unui camion cu 90 la oră să ai... Adevărat, am avut viteză medie 85. Pra. Hai, joacă-te la lumini. Fazele scurtă. Bun. Fazele lungă. Dă-i blițuri. Și are și semnalizare. Și are și semnalizare. Haide și în spate. Dar fii atent aici, asta e cel mai mișto. Au, mă înțeapă inima. Așa, hai du-te în spate. Așa, fii atent aici. Ceața e mișto, acolo și stai să o pun și marșarier, să vezi de unde e marșarier. Și să o accelerezi un pic. O accelerez. Uite unde e marșarierul. Da, mișto. Bun, o pun în parc, hai să o turăm un pic. Da, mișto. Vrei să știi care e chestia? Versiunile fără filtru de particule și pocăre. Pop, 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 pop. Asta, pentru că a mers 3 ore, că am venit de la București cu ea acum, e încinsă, știi, și face un pic de poc, dacă e motorul mai rece, așa, de exemplu, un sfert de oră, 20 de minute cu ea, nu e la fel de... Gata, ne vedem la bord. Ne vedem la bord, nu da stop. Ok, hai să vă arătăm și camerele. Ce e amuzant este că mașina, bine, e apa la 90 de grade, că merg de ceva timp cu ea, dar mașina încă scoate abur, nu scoate fum. Și e foarte mișto când dai cu spatele, ai abur dintr-o parte și din alta. Acum ei sunt împrăștiați așa, random, dar când mergi cu spatele, zici că ai fum dintr-o parte în alta, zici că e imagine din aia cu fum pe lateral. Nu știu exact cum să explic. Sistemul este 100% BMW. Acum, farurile n-au cornering, nu sunt adaptive, sunt LED-uri fixe. Așa am observat și când am mers aseară noaptea cu ele. Fază scurtă, fază lungă. Așa cum am observat și aseară, nu sunt cele mai bune faruri, dar nu sunt proaste în niciun caz. Doar că nu au lumina aia. A? Are cornering static? Nu. Da, nu. N-avem cornering static. Nu sunt chiar cele mai bune, dar nu sunt proaste absolut deloc. Adică vezi, lumina bate bine, mai foarte, foarte mici zone de penumbră. Foarte, foarte mici zone de penumbră. Nu știu dacă sunt faruri, sunt sigur faruri de BMW, n-au cum să fie faruri de Toyota, dacă totul e BMW pe mașina asta, n-au cum să fie astea faruri strict de Toyota. Dar cam așa arată, o să vă mai arăt cum arată mașina cu luminile aprinse din afară și cam atât. Și cam așa se vede mașina noaptea. N-am mai spălat-o după filmarea cu Mihai. Nu vreau să spun că e greu de parcat mașina, pentru că sincer, chiar nu este. Ai vizibilitate bună de la oglinzi și ai vizibilitate bună și de la cameră. Te-ai aștepta să fie mult mai greu, având în vedere suprafața vitrată mică și montanții destul de groși. Însă, ce mai vreau să vă mai arăt, și poate că n-am spus-o în interiorul clipului cu Mihai și sper să nu avem
muzică, copyright, este cât de ușor este să folosești portbagajul dacă parchezi aproape de un perete, pentru că poți să deschizi haionul fără să lovești absolut nimic. Deci poți să fii parcat, să ai parcat fix aici, în fața Ford-ului, să zicem lipit, și nu ai nicio problemă, sau un perete, sau un gard, absolut orice, și poți să deschizi. Este portbagaj tip oală și e foarte util, mai ales la o mașină așa. Ești pregătit? Mereu sunt. Mereu sunt. Ia zi, la asta nu te plângi de spațiu. Bă, e mică, foarte rău. Deci e foarte rău. Deci aproape te-ai văzut cum am urcat în ea? Poftim? Te-ai văzut cum am urcat în ea? Cum? A, da, ăștia înalți, am observat că ăștia înalți și grași dau cu capul de... Am văzut pe YouTube. Da, head-up display, l-am mai văzut. Ceasurile de bord însă sunt altele. Astea pe aici îmi par familiare. Le-am mai întâlnit și le-am mai văzut. All BMW și... Ia să vedem. Marea, normal. Din păcate, da, English UK. Ce crezi că are română? Dacă are română chiar foarte tot. Da, nu, mă, că e BMW. Da, mă rog. Dar știi ce nu mai are? Nu mai are Apple CarPlay. Mai bine. Nu mai are Apple CarPlay. Uite, a crescut consumul la 7.0. Bun. Safety, da. System, ce e ăla? Safety systems, asistența la rulare. Las-o pe customized. Dă-mi all on, când merg eu. Nu. E all on. Nu, este umblat de tine la numai el. ESP-ul este, înțelege, lane keep assist-ul, atâta e dezactivat. Da, să vedem. Customized settings, uite. Doar lane departure warning-ul, atâta blind e. Blind spot monitor, aha, bine. Înțelegi, ESP-ul e de aici, e on. Și start-stop-ul l-ai oprit tu, dar safety system nu se referă la ESP și la ABS și la controlul tracțiunii. Alea o să le arăt când o să conduc eu. Da. Astea care și-au făcut, care au dispărut. Și ce e mișto este că poți să ai sport displays pe una, onboard computer pe alta, știi? Dacă vrei să ai Apple CarPlay pe mașinuța asta, te duci frumos la Service Team, la Racebox, la toți băieții care codează CarPlay pe BMW-uri și o să ai CarPlay pe ea. Ba. Da. Ce? Dar și butonul de la... E BC, board computer de BMW, deci da. Deci e același? Da. Ale, și volanul. Ceva? Nu. Lasă-mă pe mine că ți-l resetez eu. Că mie îmi trebuie unul din consume. Trip-ul îmi trebuie ăsta. Ăsta putem să-l resetăm. Onboard-ul îmi trebuie, trip-ul putem să-l resetăm. Da? Uite, să resetăm de aici, am impresia. Nu, uite de aici. Așa, gata. Merge și de aici. Hai să mergem. Da. Hai să lăsăm navigația. Deci, sistemul este de BMW. Avem sport display. Stai să las sport display-ul. Unde e? Sport display. În ce mod suntem? Normal? Normal. Sau? Lasă-mă pe normal. Nu, acum e sport. Acum e normal. Dă-mă pe normal. Acum e normal. Bun. Și mașina de acolo nu este aceeași culoare cu mașina din ăsta. Când conduc eu o să-mi spun și o părere despre condus. Acum cât mai putem să arătăm. În România o singură echipare, poți doar să-i pui cutie manuală în plus. În rest ai wireless charging, ai climă pe două zone, ai scaun încălzite, nu ai volan încălzit, ai buton de start de BMW. Aici, da, ăstea sunt de BMW, nimeni nu mai contestă chestia asta. Aici ai un USB-A de BMW, o priză de 12V, schimbătorul e de la BMW, frâna de parcare, butoanele sunt de BMW, controllerul iDrive este de la BMW. Gata, sunteți mulțumiți că am spus totul de BMW. Volanul are butoanele de BMW, dar este un volan de BMW tăiat cu briciu, cu lama, știi, e bărbierit, că e mai subțire decât volanele de BMW normale, ceea ce înseamnă că mâinile mele micuțe poate să ajungă la padele, da? Parasolarul are luminiță, dar nu este extensibil. Potolește-te, că asta fugești cu sistemele on, ascultă-mă. Potolește-te, că asta... Sperii, exact. Păi mă speriaș, da. Trebuie să mergi în ce prin balta aia. Vorbeai tu liniștit așa. Vorbeam, dar vezi că asta fuge și cu sistemele, așa că ai grijă. Deci nu e de joacă cu asta. Așa, cotiera este doar o cotieră cu suporturi de pahare, nu ai cotieră și dacă mi-a văzut cineva portofelul în București, să mi-l dea și mie, că nu-l mai găsesc. Așa, aseară... Nu, să-ți dea doar conținutul și să oprească portofelul sau să-l... Conținutul sunt 10 euro, atât. Nu, documentele, popa. A, documentele, da. Da, și fii atent, o chestie interesantă pe care nu știe multă lume. Ești în drive, îi dai de padele, îi dai a doua și las-o așa la liber. Așa. Și merge cu 6 km. 8? 8. Până la 8 cu a doua. Să traversăm această Veneție care... Uite. N-ați venit la Craiova până acum să vizitați Târgul de Crăciun, l-ați pierdut, dar puteți vizita zonele cu canale venețiene. Nu avem gondole, dar se poate improviza. A treia nu poți să-i dai, doar cu a întâia și cu a doua merge chestia asta. Da.
doar că întâia și cu a doua. Se văd toate butoanele de BMW. Ce puteau să facă în plus la volanul ăsta? E mai bun decât orice volan de BMW. Puteau să-i facă niște decupaje ceva mai mare aici în zona asta. În rest, nu am avut probleme cu el. Doar că aici, în zona asta a degetelor, am o mică problemă că n-am unde să mi le odihnesc. Da. Butoanele de pe uși sunt de BMW. Calitatea asamblării este de BMW. Pe alocuri plasticul e o idee mai... Ai piano black aici, da, așa? Da. Uite și aici. Pentru cineva de aici. Statura și de avaritul meu este o mașină inutilă. Inutilă? Că nu am loc. Atent, ai loc să pui și casca. Păi vezi? Am loc, dar nu pot să ai urc plafonul în ăsta. Și restul mă simt că... drept. Da, mă, da, asta e pentru tine când ai criza vârstei mijlocie. Deloc. Și are și consumul bun, știi? Adică să ai consum de 7 cu asta. Performanță și chestia asta, deja nu, la o mașină care tinde spre supercar, nu mai poți să o pui problema decât consumă. Decât consumă. Dar e vorba ca să o faci să se poată... Adică, cum să zic, eu faci un produs să-l acceseze toată lumea. În primul rând, spațiu. Sunt curios modelele BMW. Cum ai loc? Pentru că, de exemplu, într-un coupé de la Audi, păi nu m-am urcat în E8. Nu, trebuie să te urci în E8. În E8. Nu, trebuie să te... asta o compar cu TT-ul. Asta spun eu, are puțin mai puțin spațiu decât un Z4. Și l-a condus. Nu se conduce la fel de bine ca un Z4. Mie chiar Z4 chiar nu mi-a plăcut. Adică chiar mi se pare o mașină dezamăgitoare la cum se conduce. Așa, torpedoul se poate încuia cu cheia, ceea ce e foarte mișto. Ai un sistem de sonorizare JBL, exact cum folosește Toyota. Însă, ce trebuie să țineți minte este faptul că sistemul de sonorizare JBL de pe Toyota Corolla Cross se aude mai bine decât sistemul de pe Supra. Așa că ce trebuie să faci la mașina asta, după ce o iei, îi pui o evacuare și îi pui niște boxe, dacă vrei să o ții mult timp. Bine, sistemul audio nu e prost, adică nu vă imaginați că e prost, doar că îi lipsesc bașii aia, deci ai subwooferele acolo. Da. Amortizoarele adaptive, controlate electronic, amortizează bine. Mașina asta e destul de confortabilă. Dacă este să o posești sau să-ți amorțească fundul de la ceva la drum lung, e de la scaune, care, pe surprinderea mea, oferă suport lateral, dar nu oferă suport lateral cum oferă alte scaune de la Toyota. E clar că asta e o influență BMW a Cilișa. Deci nu este... Da, sunt niște scaune care tind spre confort, ceea ce mă miră, doar că șezutul în sine destul de tare și s-ar putea să-ți amorțească fundul la drum lung. Eu după 3 ore n-am ajuns cu fundul amorțit, dar începea să-mi amorțească fundul, dacă vrei să faci drumuri lungi. În rest, mașina e distractivă, dar abia aștept să o conducă Mihai, după aia conduc și eu și vedem acolo. Dar nu. Vezi că mașina nu, cu jantele astea, nu troncăne peste denivelările astea și e confortabilă și nu simți denivelările. Deci tren de rulare e ok regala aia, parcă față un pic cam, se simte un pic masa motorului la mici schimbări, dar așa e foarte agilă. Dar știi ce mă deranjează? E foarte zgomotoasă. Se aud foarte puternic roțile. Da, chiar se aud. Mai ales cele din spate, datorită lipsa acelui perete aici de despărțitor. Lipsa peretelui și faptul că la asta, spre deosebire de un seria 2 M2 și mai departe, stai foarte aproape de spate, de puntea spate, pentru că ai capota foarte lungă. Ai silueta asta de roadster transformată în coupe, în care stai în spate aproape pe puntea spate. Se aud roțile, sunt și anvelope de iarnă, dar mașina e și făcută să fie e făcută, e calibrată să fie zgomotoasă, să auzi, să simți și așa mai departe. Acum, din nou, așteptăm părerile mele la condus, pentru că asta chiar e cea mare curiozitate a tuturor. Oglinzile sunt de BMW, blind spot-ul e de BMW, dar avem moduri de rulare sport și normal, avem VSP-ul dezactivez de aici, VSC se numește la BMW, VSC se numește la Toyota și aici este VSC. Nu au lăsat nimic de BMW în infotainment, cu toate că 200 de cai, atâta folosești. Cu toate că ai Sport Displays, care este un trademark de la BMW. Hai să lăsăm pe Mihai să se bucure de mașină. Așa. Opa, așa. Ia zi ceva, Mihai. Mașina care te îndeamnă să o pilotezi. Așa. Dar care, datorită puterii mari și a reglajelor oarecum fine, dar spre brutale, e o mașină brutală. E destul. Necesită timp să te înveți cu ea. Asta... Nu e o mașină care o ia oricine, ce domne mă bucur de 400 de cai, nu. Da. Nu. E o mașină chiar periculoasă. Recunosc, și mie mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc cu ea. 340 de cai, 500 Nm acum. Deci în
Da, era nămol, că a fost mașinuța aia, a fost camioneta aia care și ce a lăsat nămol. Ce... Adică 340 de cai putere și cu 500 Nm, practic zice lumea în comentarii, ce ai bă că un Golf 4 1.9 cu turbo pe el și cu soft stage 2 prostii îl bate. Deci mașina asta ca soluție constructivă are exact ce trebuie unei mașini sport. Exact. Motorul pus cum trebuie, pistoane multe, tracțiune spate, repartiția greutății. Jumătate. Dar... asta a fost rețeta Supra dintotdeauna și faptul că BMW s-a oferit să facă una, nu a fost un lucru rău. Vezi, o mașină de genul ăsta trebuie să te sperie și să te încânte. Sau să o vrei cu adevărat. Mă înțeles? Să vrei genul ăsta de mașină atât de dătătoare de senzații. Păi asta e, eu vorbeam de senzații. Când o conduci, una din asta trebuie să fie, unu, să te încânte cum face un Cayman, că merge tare, sau să te sperie că fuge de fund și uite, merge de alatul. Eu am mers cu o seria 6 din 2015, tot cu 3000 benzină. Așa. Nu-ți dădea sentimentele astea de periculozitate. Știi? Bine, poate că era mai mare, mai grea puțin și așa mai departe, dar... Aici e și încapsulat așa, ai parbrizul mic, te simți ca într-un jet, un fighter jet. Un avion de vânătoare. Câine. Se sperie și câinile. Toyota asta Supra. Vrei să știi care e chestia? Surprinzător de bună... sau surprinzătoare de bună vizibilitatea, cel puțin în față. În spate nu prea ai ce să-i ceri, ai camere. În spate te uiți doar în oglinzi, nu? Da, te uiți în oglindă, dar în față e surprinzător de bună. Cu toate că avem capota asta înaltă și eu o văd, eu nu prea văd capotele, știi? Eu nu prea văd capotele atunci când conduc mașinile. Ei, la asta o văd. Văd și aripile care sunt evazate acolo, sunt mari, le vezi. Și totuși reglată pentru drumuri bune. Ei, pe drumurile astea de România e bine reglată, e foarte, foarte bine reglată. Nu știu de ce. Ce am observat la mașină, dacă este să mergi tare și dai de niște dâmburi, dâmbulețe, mă, da bine, trebuie să mergi tare. Mașina are pe de o parte bump steer, adică te cam lupți cu ea. Te cam lupți cu ea și supravirează pe niște dâmburi dacă mergi așa. Apropo, e un fake Maybach acolo. E unul care și-a pus sigle de Maybach asta. Domnul Popa, trebuie să te uși la volan, că m-am convins și te rog să nu abuzezi de această mașină, pentru că este o mașină de adevărat prea periculoasă. Like, share, subscribe. Da, la Automaster Chef. La Automaster Chef, da. Deci, vreau să-mi spui dacă asta se simte a BMW sau a Toyota, după tine. A Toyota. A Toyota? Mm-hmm. Ei, reglajele fine. Reglajele fine, asta contează. V-am mai spus și alpinele. Îți iei o Alpina cu reglaje de Alpina, hardware de BMW. Și nu zici niciodată că e, a, frumos BMW. Îi zice Alpina, aveți domnule avocat, știi? Dă-te jos. Uite, a, filmează-mă cum cobor eu din ea mai bine. Ia, că asta e mișto, da. Ia. Gen, ceva de genul ăsta, așa. Ah, popa, ce-mi faci tu mie? Dacă faci roi schibițe cu mașina asta, te dau jos, te las acolo și eu o duc la Toyota înapoi. Bă, ești dement! Popa, scoate-i, bagă-i controlul la loc! Vezi că tu ești prea în spate. Păi da, asta nu înțeleg, de ce merge scaunul mai în spate decât... Păi nu, dă-i spătarul, dă-l drept, fă-l drept. Păi nu vreau să stau drept, vreau să stau. Păi nu, întâi dă-l mai în față și după aia reglează, dă-ți scaunul mai în față. Așa. Da? Și acum reglează-ți-l și după aia îl dai până când atinge. Stop. Gata. Mă rog, e de ale lui Toyota. De ale lui BMW de data asta. Eu nu cred că la BMW face așa. Ba da. Fii atent. Că Supra l-a obișnuit să fie o mașină cu 2 plus 2 locuri. Asta așa? Nu, asta numai plus 2 nu mai are. Da. Încă un detaliu de BMW pe... Stai așa un pic. Ține și tu telefonul ăsta, pot să-mi pun și eu centura și să pot muta microfonul. Dacă vreți ceva screen mirroring pe mașina asta, exact ca la vechile 5 are. Adică screen mirroring, doar pe screen mirroring, doar pe Android. N-ai Apple CarPlay, n-ai Android Auto, dar ai screen mirroring pe Android. Da. Așa că cine are un iPhone, vă duceți la Service Team și vă faceți Apple CarPlay. Android Auto nu puteți să puneți pe. Hai, Popa, să te văd. Pe 0, pe A. Tu ziceai pe asta. Mi-a mai zis-o unul în comentarii. Da. Vreau să spun că eu n-am venit aici ca să merg încet. Eu am venit la Craiova cu consum de 7 ca să am jumătate de rezervor sau mai mult liber și să mă... Cutia pe manual, numai așa vom merge, pentru că
Numai așa trebuie să mergi cu mașinuța asta. Bă, ești dement! Bă, opa, scoate-i, bagă-i controlul la loc. Gata, las-o. Bă, bagă-i controlul. Nu, mă, nu, că... Nu, așa merg, deci nu. Ăsta e clipul. Să fie clar, să fie înțeles. Bă, e mâzgă pe jos, uite-te cum e, ce dracu, nu te prosti. Nu mă prostesc, mă. Nu mă prostesc, într-adevăr. E zgomotoasă, poți să asculti muzică dacă nu vrei să fie zgomotoasă. Cutia, pe sport. Bă, popa, lasă-o mai încet, opa. Opa, de ce mergi cu mașina asta fără controle? Asta vreau să-mi spui, pe drumurile publice. Și vreau să spui și urmăritorilor tăi. Știi ce înseamnă dacă ai scăpat-o? Nu mai pui la loc, niciodată. Nu mai pun la loc? Și cine lovește mașina asta? Așa. Nu mai primește Toyota la test un an de zile. Bă, asta zic, nu, în primul rând este periculoasă pentru noi, da? Este periculoasă pentru paguba care o poți produce. Da, da, eu aseară în București. Popa, de curând cine a murit? Regina Anglii? Maestru drifturilor. Schumacher e în spital. Da. Câți alți piloti? Nu mai merge niciodată pe premiza asta, nu mi se va întâmpla nimic. Nu, mă, nu, că nu fac chestii, nu fac exagerări. Hai de capul meu. Nu fac exagerări. Cât ai pe oră? Cât am pe oră? Da. Două cifre, n-am trei. În localitate. Ei, n-am dus la trei cifre. Da. Văzi că ăsta frânează pe aici. Ho-mă-ho. Crezi că nu-l văzui? Răspunsul e bun. Direcția, bă, nu se simte ABM. N-am nici măcar mâner la pasager. Am ieșit din localitate, să fie înțeles acum. Da, 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 uite, un... Vezi că... Deci direcția nu se simte a BMW. Are mai mult feeling decât o direcție de BMW. Și bine, acum eu o țin pe sport individual, unde am direcția pe normal, pentru că ea se întărește exact ca la un BMW, se întărește artificial și nu-ți oferă mai mult feeling. În schimb, pe normal este exact cât trebuie de bine calibrată. Deci pe sport individual țineți evacuarea, motorul pe sport și direcția pe normal. Cutia ZDF 8HP reglată din nou de inginerii de la Toyota. Și dacă nu ai manuala pe asta, oricum, da? Apropo, manuala este chiar, da. Bine, și cutia asta n-ai ce să zici, schimbă de adevărat la instantaneu. Mai are unde nu se poate pune cu un dublu ambreiaj, este la o schimbare de treaptă, hai să zicem retrogradare, unde diferența de treaptă sau turația trebuie să crească foarte mult. Da? De exemplu, între a treia, între a doua, la o viteză destul de mare. Dar nu poate să se pună cu un dublu ambreiaj, pentru că nu are efectiv timp să schimbe treapta, să tureze motorul atât de rapid. Dar se alege manuală. Nu au pus dublu ambreiaj pe ea, trebuie să folosească ZDF-HP-ul, dar au pus manuală. Nu se conduce ca un dublu ambreiaj de Audi Aero, de Ferrari, de Porsche, PDK, de LDF, Lamborghini, Doppia Frizione. Dar este cea mai bună cutie automată cu Opera Poarte de pe piață, iar calibrarea celor de la Toyota este una bună. Răspunsul la pedală pe sport, bun. Ai turbo lag mic, ai cuplu de jos, motorul sus în ture, se plafonează puțin. Ăsta e un motor de medii. Îi trebuie evacuare să sune mai bine. Ai sunet artificial în boxe, dar într-adevăr mașina este distractivă. Există un anumit punct pentru care are apartamentul scurt în care nu simți dacă ai suficientă aderență, mai ales pe puntea față sau dacă fuge spatele, dar după ce te înveți cu ea, e altă mâncare, du poisson. Da. Avem niște Bridgestone-uri de iarnă pe ea. Da, foarte aderente. Foarte, foarte aderente. Passat-ul. Ce e cu el? Era din față. Dar dacă te dai un pic la ea, puntea față, într-adevăr, face ce spui tu. Deci astăzi am făcut cea mai mare prostie, să accept să merg cu tine în halul ăsta cu mașina asta. Uite-l pe străbunicul acestei mașini. Mă rog.
Și acum cu evacuarea încinsă. Ia, uite ce-i dă. Ia. BMW. Stai așa. Ia-te-l pe ăsta, ce cară? Cal, omenul ăla cară un cal putere. Deci ești, astăzi ești dement. Da, astăzi sunt dement. Astăzi ai un moment de demență. De acord cu tine. Cauzată de vârsta bărbatului la câți ani ai? 31 de ani. Așa, hai cal. Da, n-a schimbat acum, n-a vrut să schimbe. Iar eu sunt mai dement ca tine, că te las să faci lucrurile astea. Da, da, hai, calcul. Așa, hai. Dacă tot ne învățară măcar să... Da. Înțelegi? De asta. Este asta o Supra. Și nu este altceva. Ce vrei să știi ceva? E foarte controlabilă. Am văzut. E foarte, foarte, foarte controlabilă, dar... Dacă ești un șofer neexperimentat, pare rău. Mi scuzi! Dar o să te fure. O să te fure. Da? Bă, papa! Da, ia că scriem și la o domnișoară aici. De capul meu de dement ce ești. Ce să-i scrii? Cum o să fie la pensie? Bă, da. Tu ce filmezi acum? Pe tine te filmezi. Pe mine? Poate că nu e Supra de altă dată, dar asta nu înseamnă că nu e o mașină bună. Supra de altă dată nu mai poate să fie, dar e mașină de adevăratelea, de nebun. Da. E o mașină sport mult mai bună decât un Z4. Nu știu dacă m-am distrat mai bine cu asta sau cu M2, dar M2 avea manuală și evacuare. Și avea și N55. Ăsta are B58. De aici, oricum, undeva la după 6.000 încolo se plafonează. Peste 300 de cai pe un genul ăsta de mașină. Da. Mie mi-a fost foarte greu să vin la București, să mă abțin să merg tare cu ea. Eu nu veneam. Uite ce frumos se aude. Și la limitare în 7.000. Ia de în jos așa. Acum nu mai pot că e... Hai de vezi, nu vreau să-mi dea a doua. Și știi ce e mișto la manuală? Au scăpat de tunelul ăsta, că nu puteai să schimbi. Au lățit chestia asta ca să aibă loc cutia manuală. Și au făcut și mod de auto-rev match, care, sincer, mie nu-mi place auto-rev matching-ul. Însă, ce mai e mișto la manuală este că, în momentul în care schimbi treapta, îți apare ca la automat în ce treapta ești a întâia. În momentul în care treci neutru, se aude, se vede N și 2. Deci, întâi, întâi N2, 2 N3. 3 în 4, îți apare acolo în bord, pe măsură ce schimbi. Dacă schimbi rapid, o să apară N-ul foarte rapid. Gen un indicator despre cât de bine poți tu să schimbi. Hai că majoritatea BMW-urilor nu prea întorc aici. Ei, uite asta întoarce. Da. Bagă-i controlele dacă vrei să pleci tare. Păi nu, că launch control-ul e așa. Gata? Hai, popa. Launch control active. Ei zic 4,5 secunde și 250 limitat electronic pentru că e BMW și noi Toyota. Aia nu vreau să văd. Nici eu, sincer. Sau dacă vrei să schimbi de aici, apropo, la BMW, că acum nu mai poți, că au schimbat, au pus strugurelul ăla în loc de un omăciucă adevărată bărbătească, la BMW puteai să schimbi treptele de aici, bă, perfect, mă, perfect, înțelegi? Perfect, adică era mâna, scaun, volan, pac, pac, diferență mică între ele, știi, făceai așa? Bam, una de cele mai bune cutii automate cu care să schimb de aici. Era suf. Am uitat să zic, știi că eu am o promisiune de 46 M3. Da. E? Atunci te voi teroriza, popa. Da, mă. Deci te voi teroriza, nu, a, nu te las o UTI, de doar bine, te urci în ea. Bine. Deci tu te voi face urcarea asta de 10 ori cu ea. De 10 ori. Și o să vezi și primăvară și cald. Oricum, pentru o mașină modernă este o raritate asta. Câte mașini din prezent îți mai dau senzații? Nu prea. Păi, în afară de alea ciudate, știi tu, mici și pe curent, care mașină din prezent îți mai poate da astfel de senzații? Ai nevoie de supercar. Ai nevoie de supercar, care și supercarul ăla de multe ori face artificial unele lucruri. Da, și toate hot hatch-urile astea cu tracțiune față, care au drift mode artificial, nu se simt ca o mașină sport adevărată. Pentru mulți Toyota Supra e super mașină și pentru mulți Toyota Supra n-a fost chiar visul de altă dată să ai o Supra din aia, dar motorul e foarte, foarte tunabil, poți să-l duci 600-700 de cai fără mari probleme.
să ai o astfel de mașină pregătită pentru tuneri, ai și manuală, ai și mai multă putere dacă vrei pe alte piețe, îi dai filtru de particule jos și o duci în 400 de cai. Frânele bune, bă, da, bune, adică cât apeși atât se opresc, bune. Eu nu sunt genul care să frâneze tare, eu nu sunt un om care să folosească frânele mult, pentru că îmi place să anticipez traficul și să nu am situații surpriză. Dar dacă vrei vreodată să te înfigi în frânele lui Supra, și asta n-a fost plană. Să știi că eu cunosc medici. Vrei să știi care e chestia? Care te pot trata. Hai să spun. Ești tânăr. Nu, sunt tânăr, dar hai să spun. Eu toată ziua testez mașini, iau o mașină la test, o testez. Mă duc acasă, nu ies cu ea, nu mă plin cu ea, o pun acolo unde trebuie, dar mă folosesc de ea ca un mijloc de transport și ca un mijloc prin care eu îmi câștig existența, dar nu stau să mă bucur de ea. Bă, dar odată la nu știu cât timp, apare una. Și să te bucur pe nervii mei. Mă bucur cu tine, că aia e. Tu ai ales să fim prieteni. Nu de cap. Dar ce trebuie să înțelegi tu și alți urmăritori de-ai noștri? Este că nu avem condițiile tehnice ca să putem face lucrurile astea cum trebuie. Ar trebui să o ducem pe circuit. Bravo. Ar trebui dusă pe circuit, da. Și nu știu cum să-ți spun, să înțelegi și tu, să înțeleagă și ceilalți. Pe șosele se poate întâmpla orice, nu din vina ta, din vina altora, dintr-un hazard și așa mai departe. Dar vrei să știi, hai să spun care e chestia. Eu n-am făcut niciodată un secret faptul că n-am făcut niciodată un secret din faptul că eu am lovit o mașină de test, dar n-a fost din vina mea. Pur și simplu pe polei mi-a frânat o doamnă în față și chiar dacă a fost vina mea teoretic, dacă n-am păstrat distanța, dar era la 20 la oră, n-am făcut niciodată secret chestia asta. Ei, există accidente în presa auto care sunt puse sub preș. Știi că eu, spre deosebire de tine, am fost pasager într-una dintre mașini care a făcut un accident destul de nasol. Da. Mă înțelegi? Și mie chiar mi-a părut rău. Într-adevăr, n-a fost o vina cuiva anume, dar mi-a părut rău de situația în sine. Da. Băiatul ăla efectiv și-a distrus mașina. Acum? Ca să ne evite pe noi. Da. Eu înțeleg asta. Înțelegi? Eu niciodată și nu știu, am mai văzut clipuri. Plus că gândește-te în situația în care sunt eu în dreapta cu telefonul în mână, dacă lovim ceva, mie îmi sare airbag-ul în telefon și telefonul în față, cap. Da. Înțelegi? Și mă vei mutila. Da. Păi da. Eu acum limita e 50, eu merg cu 39, știi? Te speria și un pic. Nu mă speriai neapărat, da, așa. Mea asta nu e o mașină, nu știu. Ea e făcută cum trebuie, făcută să facă, da, să-ți dea senzații. Diferența, adică... Nu ai ce face cu ea în România. Pe condiții de România, pe străzile astea care uite cum sunt, cu animale, cu șanțuri, cu uite, iese unul cu motoreta, ăla era cu ATV-ul, căruța, nămolul. Adică nu se integrează aici, nu e... Păi spune o groapă aici. Da, știu. Păi, care-i farmecul? Să o accelerăm din groapă în groapă, să evităm toate prostiile? Din groapă în groapă. Păi asta zic. Să o accelerăm din groapă în groapă. Asta e... Ar putea fi o melodie. Din groapă chiar așa... Ia uite, alt șanț. Asta a apărut al treilea, au dat două. Asta nu era, dar nu era înainte. Asta nu era, exact. Ce treacu, bă, suntem sălbați, suntem în copac. Și tu vorbești de Toyota Supra și de chestii astea. Trebuie. Trebuie să știe lumea că încă mai există mașini distractive. Deci eu mă bucur că au recreat-o și au pus să prea mult accent de BMW. Trebuia să renunțe la unele chestii, să nu... Puteau să pună clima de Toyota, că e mișto și aia. E mișto și aia, știi? Da. Da. Ding-dingul lui nu se punea problema, îi puneam ceva japonez, un cling-cling, un ceva, știi? Eu înțeleg, dar mașina este exact, nu știu cum să spun, exact cum se întâmplă acum în Formula 1 cu Red Bull, că au motoare de Honda, care nu sunt motoare de Honda, sunt Red Bull Powertrains, dar au luat motoarele de Honda de acum 2 ani și le-au îmbunătățit continuu, cam așa este. Poți să spui că asta este un proiect de tuning al celor de la Toyota. Au luat un produs al altora și l-au făcut mai bun și, într-adevăr, este mai bun decât orice dement la volan. Da, mai bun decât orice BMW cu până în 400 de cai putere, da? Și aici să pun și M2-ul. Bine, M2-ul nu se mai fabrică și
practic nu mai există BMW-uri până în 400 de cai care să fie mai distractive ca asta. Nici măcar noul M240 pe care eu l-am condus și este fun, e distractiv, mai bun decât vechiul M240, dar nu e la nivelul mașinii ăștia. Ăsta este cel mai bun BMW de sub 400 de cai pe care poți să-l cumperi în anul 2023 în țara de grație România. Ce fac cu mă ăsta? Se blocă? Ce faci, bă, Duval? Dar nu o să vezi niciodată așa ceva. Asta zic, uite-te în ce țară trăim, popa! Aici oamenii înnoată cu căruțul pe carosabil. Doamne! Uite, o să mergem încet, să nu deranjăm nici frânele, nici nimic. Este un moment de reflectare. Tabloul de bord. Deci pe drumul de România, la mai mult de 200, cu mai mult de 200 de cai, ești tentat să-i folosești, să, că-ți place senzația de la 200 de cai în sus, nu mai vorbim de 3, 4, 500. Da. Te supui unor chestii, adică vei fac, ai oricând posibilitatea, doar de dragul de a merge cu mașina care ție îți place, să faci lucruri nasoale. Atât pentru tine, cât și pentru ceilalți din jurul tău. Uite, filmează peisajul ăsta, mi se pare absolut genial. Ce să mai filmi? Ascultă-mă, BMW în fața porții, găinile în curte și vila mare. Asta e România. Păi asta e România, exact. E România. Ce vorbim de Toyota Supra? Mai zis eu o dată. Bine, că și eu am găini, acum, adică nu-l judec pe... Păi și eu am avut BMW și acum am găini, știi? Vezi că mai sunt roții de ude și e ud și pe jos aici. Ce dacă? Hai de că... Bă, dar nu găsesc eu o mașină cu cai mulți manuală să te prind aici, iar. Bă, cum a fost A4 ăla. Deci, da, tu poți să mă sperii, de acord, multă lume care conduce mă sperie, știi? Nu e asta o... Poți să mă sperii, te sperii și eu, nu e nicio problemă. Atât timp cât o facem în siguranță, da, nu este nicio problemă. Absolut nicio problemă. Absolut de nicio problemă. Da. Acum ați putut acasă să mă schimb. Doamne, bine că am ajuns. Nu știu. Nu știu dacă am spus tot ceea ce vreau să spun despre mașina asta. Cert este că a trebuit să vă fac să înțelegeți că nu e un lucru rău că există mașina asta, nu e un lucru rău că se numește Toyota Supra, nu e un lucru rău, dar faptul că există acest parteneriat, pentru că dacă nu există acest parteneriat, nu există nici Supra, nici BMW Z4. Pe aici încurge transpirație, nu? Da. Da. Ia, dracu, popa să fii, pun eu mâna pe tine. Mașina este mașină. Da? Este mașină. Nu e perfectă, de altfel nicio mașină nu este perfectă. Ba da, este perfectă pentru ce este făcută să facă. Mașina nu se simte a... Adică, ok, cu tot ce interacționezi, BMW, dar sufletul mașinii, calibrarea, direcția, cutia, motorul, frâne, tot sunt făcute de către inginerii Toyota. Iar asta se vede, că altfel era un Z4 și atât. Mașina asta nu este un Z4 și atât, este o Toyota Supra 5. La fel cum nici 3-ul n-a avut legătură cu 4, nici 2-ul n-a avut legătură cu 3-ul, oricum e... Toyota Supra a avut parte dar, de știi ce e mișto? Reinventări. Prin chestia asta, parteneriatul ăsta cu BMW, Toyota și-a pus amprenta și reglajele pe un produs bun și l-a dus într-o direcție în care exact ce vrea piața pentru așa, o mașină dătătoare de senzații performantă. Da. Bravo Toyota, ce să zic. Deci, și ce mașini face Toyota în ziua de azi? GR Yaris, GR Corolla, Supra, da, Lexus-urile, mașină în VRC, mașină la Le Mans, mașină în NASCAR și a câștigat toate campionatele. Adică Toyota nu se joacă. Ia vezi ce consum ai scos. Da, bună întrebare. 17-18. Nu. 13.7. Nici măcar nu e rău. E bine. E bine. 13.7. Mai las-o să meargă. Nu mi-a accelerat. Las-o să meargă relanții puțin. Până spui poezia de încheiere să mă dau jos, mă schimb. Bravo. Nu știu dacă ați aflat toate informațiile pe care vreau să le aflați în acest clip. Dacă nu, atunci ne auzim în rubrica de comentarii. Sunt mare curios să aud părerea voastră despre mașina asta și despre clipul în general. Am încercat. Chiar am încercat. Da,
Mulțumesc lui Mihai că m-a ajutat cu filmarea, ca de obicei. Automat și va Mihai Popescu, dați un follow. Eu nu-ți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Știi bancul cu Ionuț? Nu, și nu vreau să-mi spun. Eu nu-ți mulțumesc. Păi eu nu-ți mulțumesc, exact. Da, așa, ca de obicei, da, mă suportă și filmează cu mine. Da, deci dați și lui un follow, un like, avem clipuri împreună și pe canalul lui și pe canalul meu. Sunt practic două canale despărțite la naștere, acestea. Știi? Bună asta, bună metafora. Da. În rest, mașinilacheie.ro, nu știu dacă am făcut la începutul clipului mașinilacheie.ro, dar îi menționez. Păi nu, că s-ar putea la editare să nu mai fie. Știi? Aaaa. Da. Mulțumim Toyota, mulțumim Mașini la Cheie. Like, share and subscribe. Like, share, subscribe. Grupul de Telegram cu abonații este în descriere și nu, dacă vă dă cineva mesaje care are fața mea, dar scrie Telegram, mi, Luci, Popa, nu sunt eu. Dar doar mașini. Deci atenție la fața asta aici original. Doar mașini cu Luci Popa este originalul și un Opel Astra negru cu capace și capotă roz. Frumos. Frumos. Gata. Vă pupăm, vă adorăm, vă iubim. Ciao, ciao. Altul ca tine nu mai găsim.